Stimați telespectatori, bună ziua și bun regăsit la Asul de Treflă. Sunt Letiția Stoicescu și vă prezent de această dată secvențe de la Festivalul Tradițional a Romilor, ediția 8-a. Vreau să vă spun că în fiecare an romii din județul Bistrița-Năsăud sărbătoresc cu mare fast această sărbătoare. We'll be right back.
Și o să avem în continuare plăcerea să-i ascultăm și la finalul programului. Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Bistrița, Centrul Cultural Municipal, cu participarea Asociației Social-Democrată a Romilor Ardeleni și Partida Romilor Pro Europa Bistrița Năsău. Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să invit în scenă pe primarul municipiului Bistrița, Ovidiu Teodor Grețu, domnul viceprimar George Avram, președintele Asociației Social-Democrate a Romilor Ardeleni, domnul Matei Lăcătuș, președintele Centrului Creștin al Romilor, domnul Florin Ciobă, președintele Partidei Romilor Pro Europa Bistrița Năsău, domnul Emil Nea Lăcătuș, care este însoțit de domnul Zoli Mihali, președintele Organizației de Tineret a Partidei Romilor. Stimați concetățeni, Bistrița multiculturală își afirmă din nou prezența pe scena culturală a Transilvaniei prin Festivalul Tradițiilor Țigănești. Este un festival care este la 8-a ediție. Începuturile au fost făcute de Partida Romilor în colaborare cu autoritățile locale și județene. Am preluat începând de anul trecut și am structurat-o pe baze noi, prin care să valorificăm tradițiile, obiceiurile și cultura populației romă din județul Bistrița Năsău și nu numai. Am dorit ca de Sfântă Mărie, ocazie cu care adresez la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor care poartă acest nume, de asemenea domnilor care poartă numele derivat de Marin sau de la Maria, și pentru că de Sfântă Mărie este o mare sărbătoare a populației rome, am să mă adresez și în limba romanez, Gut Bărș, Angle, tuturor. Așa cum anunțam, de Sfântă Mărie la Festivalul Romilor vom avea formații care valorifică tradițiile țigănești și pe care le vom reda bistrițenilor. Mulțumesc cu această ocazie celor care se ocupă de astfel de ansambluri. Este vorba de primăria din Budacu de Jos, este vorba de primăria din Teaca și primăria din Lechința, care finanțează, încurajează și promovează astfel de ansamblu. Am invitat, de asemenea, așa cum ați putut vedea, pe cele 10 brăjini din Moldova și, în final, enigma romilor din Chișinău. Sper să fie o zi frumoasă, care va continua așa cum este tradiția cu balul romilor.